Bun găsit, prieteni! Mihai Stepanov cu un alt video. Deci, pentru acele persoane care au participat la airdrop-ul legat de moneta E2, deci site-ul deja o leacă, el s-a schimbat, s-a modificat, ca să putem ridica aceste monete care noi le-am primit atunci când a fost această promoție. Deci site-ul deja noi că s-a terminat. Nu se mai poate de invitat, dar dacă intrăm pe site, acolo tete în regulă. Deci E2 este Ethereum Universe, mai lung denumirea o criptomonetă nouă, care este pe principiul de Ethereum și EOS. Deci Ethereum și EOS, deci împreună ei s-au unit și au creat a treia monetă. Deci acum această monetă deja se poate de primit, dar sunt unele condiții. Deci care condiții? Prima, trebuie de făcut înregistrare pe site-ul EDCM. Deci este o bursă pe care în cont se trimit acele monede care le-ați avut acumulate. Pentru aceasta trebuie de unit telefon mobil, deci verificarea telefonului mobil se face când facem înregistrare. Pe urmă, intrând în cont la account, trebuie să verificăm e-mail-ul, deci adăugăm e-mail-ul. Când îl adăugăm, atunci și se verifică. Pe urmă, Google autentificare de adăugat, pe urmă, verificarea tot trebuie de făcut. Cum se face? Deci, introduceți datele personale, adăugați buletinul sau pașaport și trimiteți o poză la selfie, dacă nu greșesc, adică unii este, se vede fața și documentul în mână. Deci două poze. Una, o poză la document, doile la document în mână. Deci, după ce ați făcut acești pași, deja sub video va fi linkul la această bursă și linkul la forma care trebuie îndeplinită și trimisă lor. Deci, în această formă, deci eu am avut două airdrop-uri, deci eu video care l-am făcut este primul vorba airdrop. Deci aici trebuie indicat în această formă e-mail-ul cu care ați participat la acel airdrop. Mai jos indicați datele e-mail-ul ori mobilul care este la site-ul bursă EDCM. Deci acest site care am explicat, el va fi sub acest video. Deci inițial faceți înregistrare pe această bursă, treceți verificare, după ce ați făcut acest lucru, doar atunci îndepliniți această formă, că dacă nu sunteți verificat, deci nu o să primiți aceste monede. Deci verificarea deja este procedură standardă împotriva excrocherilor, deci ca să nu faceți mai multe înregistrări și primiți mai multe ori monete. Deci asta e unica cauză din care ei cer verificare. Acum, mai jos, acest lucru ce am spus este arătat că trebuie de făcut înregistrare pe bursă. Pașii, deci, ori e-mail, ori mobil. Deci eu am intrat cu mobil. Deci când faceți înregistrare, alegeți unul din variante care vă aranjează. Dacă începeți cu e-mail, o să trebuiască în interior să verificați mobilul. Deci eu am început cu mobilul, că e-mailul mai simplu de verificat. Pe urmă, după ce ați făcut verificare, intrați în cont și trebuie de trecut acele verificări care am arătat eu e-mailul, Google autentificare și verificare personală. Acestea sunt obligatorii, trei pași, deci eu le-am trecut.
парола deja vedem, o mai schimbăm dacă ceva e medium la mine. După ce ați făcut aceste introduceri la date, apăsați pe Submit. Și se duce la ei. Într-o săptămână, două ei verifică, apoi în balanță, eu ieri am făcut, intrați la Asset. Și aici informația în bani chinezești, puneți dolari dacă vreți. Și dați mai jos și uitați-vă unde este YETU. Deci uitați-vă aici. YETU trebuie să apară monetele. Deci, aici nu înțeleg și este, dar se traduce, deci nu e nici important, bani încă nu am. Deci când o să fie bani în cont, eu să apar aici. Pentru fiecare persoană, dacă ei tot fac verificarea și pentru ei o să primiți, dacă ați avut invitați. Dacă n-ați avut, doar pentru voi primiți cele 8888 de monede. Deci dacă ați ceva ați uitat, uitați-vă încă o dată la video, dacă ați făcut înregistrare în el ori nu, ca să vă aduceți aminte. Pentru a verifica e-mail-ul dacă ați făcut înregistrare, cum se face? Deci intrați în poșta electronică, în e-mail. Și la e-mail sus este așa, posibil de căutat. Deci în mesaje, dacă s-a avut ceva ori nu, deci scriți ETO și dați la căutare. Deci, se vede că eu am avut un mesaj. Pe 26 martie, pe 6 aprilie. Deci eu acest e-mail l-am folosit la voi. La fel ceva trebuie să fie în istorie. Deci, pentru ce trebuie, uitați că aici sunt atent, e-mail-ul cu care s-a făcut înregistrare la AirDrop și aici e a doilea, scrim e-mail-ul la bursă. Deci, dacă aveți e-mail diferite, fiți atenți ce scriți și unde scriți. Ca să nu fie pe urmă întrebări de ce monetele nu au venit. Deci, uneori, neatenția ne face ca noi să facem greșeli și în care cauză nu primim monedele. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.